Soborul Sfântului Ioan Botezătorul a fost sărbătorit și în Arhiepiscopia Tomisului. Credincioșii din Constanța și Techiriol s-au rugat ieri și astăzi împreună cu înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Teodosie la slujbele oficiate în cele două biserici ocrotite de înainte mergătorul Domnului. Astăzi, înalt preasfințitul părinte Teodosie a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din Techiriol. La finalul slujbei, părintele Vitalie Cebotari, coslujitor al acestei parohii, a fost hirotesit iconom stavrofor. Am săvârșit Sfânta Liturghie pentru a aduce aici unde este hramul această ofrandă de rugăciune către cel mai mare dintre sfinți, Botezătorul Domnului, care ni l-a arătat nouă pe Mântuitorul. Este primul dintre sfinți care pe pământ fiind a văzut Sfânta Treime în modul acesta plenar la râul Iordan, după ce Avram primise Sfânta Treime la stejarul Mamrei. Sfântul Ioan Botezătorul este pentru noi toți cel mai mare și căpetenia neamului omenesc. El ne învață în permanentă să luăm și noi pocăința, care nu este decât o poruncă de la Dumnezeu prin Sfântul Ioan, adică schimbarea vieții pe care o petrecem în păcat, să o petrecem în virtute. Arhiepiscopul Tomisului a binecuvântat casa prasnicală a parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Techiriol. Ieri seară, ierarhul a oficiat slujba vecerniei unită cu litia la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Constanța.